Bine ați venit în episod nou. Și acum o să începem de la biserică. Din plus iau ceară că n-avem cum să ne dăm cu data de biserică. Ca să fie bine. Am făcut-o și pe asta, bine că l-am deranjat. Așa, da, să ne continuăm sesiunea. Ce ai făcut? Te-ai lovit? Ești lovită? Ești lovită? Ești lovit? Care-i treaba? N-arăți cel mai bine. Care-i treaba? Hai, mănâncă liniștit acolo sau ce faci tu? Aoleu, nu mai mănânci? Stai la Mihai. Îl trage de fermoar. Parole. Am văzut că ai tu ceva în rucsac, vrea să deschide rucsacul. Ceva ce mișcă acolo. Mă, ce faci tu acolo? Ia și mănâncă mai bine, lasă rucsacul. Ai ceva în rucsac și vrea să vadă ce ai în rucsac. Ia frate și mănâncă. Dacă îți deschide fermoarul... Dacă deschide fermoarul, o iau acasă. Dăm de mâncare la păsări și după aia le dăm și noi puțin pe marea. Am vrut să ne dăm un... parcare la Lia Manoliu, dar e meci de fotbal acolo și n-avem cum. Ce faci? Ce faci? Ți-a plăcut ce ai mâncat? Ce faci? Hei, ce faci? Ciorica. E cu gri și negru. Ce-am mai dat de mâncare? Ai mâncat tot acolo? N-ai mâncat tot. Ești bine, mă? Aoleu. A plecat, gata. Mi-a zis ceva și a plecat. Dacă nu e atât de înaltă, primele tricuri. Frumos! Da. E, nu, în accesoare. Da, nu? Acum înțeleg de ce ziceai că poți să cazi în apă. Da, nu, eu... Că vin la bara asta, îmi pun niște trucuri în minte. Mamă, să vezi ce fac, când ajung aici, fac și aia, și aia, și aia. Și când ajung, lucrurile se schimbă total. Oh, bine așa! Dar trebuia să trezezi pe asfalt. Da. Mari pești. În lacul 20 august, Diamanaleu.
Una mai mică aici. Hei! Și am descoperit un nivel bonus. Să facem un grand park. E ceva de sărit? Da, eu mă văd tot în asta. De ce n-a stat picioarele la acolo? Tot n-a fost, nu? Pregătim aterizarea. Vine așa, frumos. A venit și nenea. Ne asigură pază și protecție. De cum o vrei? Vrei jos? Uite, acum cazi că ai cu totul. Bă, hai că nu cade, te-am bucălit. Păi da, dar vreau un ochiul. E, pune-ți-o la loc. Și fac așa, așa fac și simt eu. Cu ce ați văzut? Da, mare. Știți cine sunt eu? Nu știți, nu? No. Cosmin Dumitru pe YouTube. Poate v-a băgat și voi la vlogul meu. Da, ia să vedeți. Poate vă place ce fac. Deci v-a plăcut ce ați spus? Da, da. Ați văzut 100 de încercări până mi-a ieșit, nu m-a lăsat? Da, mă. Cosmin Dumitru sau Cosmin Dumitru. Dumitru. Acesta? Exact, ăla e. Gata. Și cu clopoțe. Mulțumesc frumos, respect. Mai fac, din când în când mai fac concursul din asta, gen de cu premii. Poate vă apucat și voi de role, de ceva. Nu, 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 acum am venit aici să ne dăm așa, de plăcere. Dar ne dăm și prin skate park și prin toate. Bateți aici, băieți. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Bam, bam. Respect și seara frumoasă. Mai bine. Mili, tu te-ai abonat la vlogul meu? Da. Mihai, mulțumesc pentru filmat. Mili, te-am întrebat dacă vrei ceva. Eu m-am abonat de pe toate canalele. Ah, da, tu da. Așa e. Și acum suntem în skate park Regina Ana, n-am mai fost de mult aici. Sunt cu Luca și cu Sebi. Salut. Salut. Filmăm vlog, dar filmăm și pentru FIS, nu v-am zis până acum. Dar filmăm și pentru concursul FIS Junior. Mai avem de filmat câteva tricuri. După care te trimit un Mihai Bivol. Mulțumim super mult Mihai Bivol pentru că ne-a ajuns cu editatul. Tot respectul și toată dragostea. Super, super băiat că ne-a ajuns cu asta. Și Vlad filmează în Sibiu. Eu cu Luca și Sebi filmăm astăzi aici ultimele tricuri. Parcul Regina Ana. Și trebuie să trimitem repede la FIS pentru că deja s-au deschis scrierile. Bun. Nu o să vă arăt ce filmez pentru FIS cu băieți, o să vedeți editul și vă rog frumos să intrați să-i votați. O să fac un vlog când o să fie gata. O să vă arăt câteva tricuri, dar cu mine mai mult și vă arăt ce fac cu ei. Vă arăt cu ei ce încearcă, dar nu și ce le iese, știi? O să vedeți editul final. Hai să ne dăm.
Deci, în principiu, Cosmin e un antrenor. Bun. Cum? Bun, pe lângă alții, da, bun. Pe lângă alții? Da, bun. Bun de? De învățat. Bun de? Să înveți. Care pe lângă alții? Că la role nu mai sunt. Pe lângă alții antrenori din alte sport. Da, avem acum o discuție cu mine cu antrenorii și contează mult ce e un antrenor bun. Eu am stat cu gura pe ei până acum. Voi n-ați văzut asta. Dar am stat cu gura pe ei până acum să se dea. Să face și noi treabă. Și o să vedeți ce am făcut. În vreo câteva zile, după ce editează Mihai Bivol, vă trimit, o să fac un vlog și o să las link-urile în vlog. Și o să pun câteva clipuri de la filmările cu băieții, dar o să pun exact ce nu le-a ieșit. Și clipurile care le-au ieșit, o să le vedeți în edituri. Hai, mai aveți energie? Da, eu da. Și dai și lui... De partenerul. Pa. Hai mă, încarcă-te, încarcă-te cu energie de la păr. E energie acum. Hai mă băieți, hai. Hai pe treabă, reprezentați România la mondiale. Juniorii la mondiale. La internaționale? La internaționale, tot aceleași lucruri. Mondial, da, internațional. Și cam asta a fost aici. Am filmat, sunteți bine? Mai puteți? Da, eu da, mai încolo. S-ar putea să mai ies ca să mai filmez în continuare pentru. Da, avem, suntem la limită, zic eu, dar sunt mulțumit, eu sunt mulțumit și fericit. A fost greu să ajungem la rezultatul ăsta. Dar felicitări băieților că au dat tot ce au putut ei. Și succes la concurs. Da. Și votați. Și să-i votați. O să lase Cosmin link. Da, în următorul vlog. Asta e ultima zi tu, mai vrei să mai facem editul pentru vis? Ai muncit degeaba, înseamnă. Nu știu. Cum adică nu știi? Ori... Mă, ce-ai cu el, mă? Ce-ai mă cu el? Vreau să mă dau cu cineva astăzi pe role. Bă, viniori. De ce pe mine? Maimuță îl ține maică sa în casă. Leagă-le ca lui fel. Sunt insuportabile, mă doare gamba. Și ce vrei să faci acum? Puneți gheață la cap. Să fac orice numai, să stau în patul ăla. La un. Mă cheamă. Ia mă. Bă, mai încolo mă, pe la 4 e finiore. Zi. Nu știu că pe la 6 mă vedeam cu prieteni. Dar nu te mai vezi, te vezi mâine. Da, mâine. Îți face Sebi programul, n-auzi? Băi, mai vezi să mai faci pentru fis. Să ai filmat degeaba, și eu și tu. Degeaba. Asta e viața, nu mai te întâlnești. A, da, chiar, Cosmin. Da. S-a deschis zona aia cu trambuiene. Care? Bouncing House, parcă se numea. House of Bounce. Da, nu știu, dar mă duc bine. Bun, păi băieții s-au dat super bine astăzi. Și duci întors. Așa e viața, cu duci întors. Ce treabă, mă, a făcut mare grind, mare top, să vină Claus. Pe locuri? Mare grind cu toată lumea pe, bară, pe lângă bară. Și a făcut de 3 ori la rând. Wow, wow. Wow. Deci pentru pe voi trebuie să fiu cu ochiul, neapărat cu camera pe voi, nu? Pot să recunosc că sunt impresionat de cum se dau băieții. M-au luat așa prin surprindere, trick după trick. Vine așa băieți. Bine, așa! Top! Bă, a venit friteria, adevărat! Oh! A fost.
Stă, stă. Bine, așa, trick după trick. Bam! Mamă, ce sesiune fac băieții. Bam! Bine, se... Ăla-i, mă? Yeah! Bine, băieții! Bam! Bam! Noua glumă. Auzi, tu ai venit să te dai în skatepark? Da. Dă-te la o parte. Deci el e mare roller în devenire. Viitorul României. Bam, bam. Bam! Mamă, foarte mulți copii în skatepark și băieții se dau... Le zici că sunt doar ei în skatepark. Foarte mulți copii în skatepark care nu fac absolut nimic. Bine, mă? Hai. Bam, bine așa. Și bonus, ia uitați unde să ne dăm. Bonus o să ne dăm în... Bonus, clipuri bonus pentru vlogul de astăzi. Oho, bine așa. Opa! Datorită la genul ăsta de locuri
au apărut jocurile agresive. Și sporturile extreme în lume. Da, și skate-ul și bine. În alte țări s-au dat în piscine, în stranduri. Și avem și noi așa ceva. Ia uitați. Fix asta avem și noi în România, vedeți? Deci avem și în România. Dacă vreți să vă dați în locul de genul ăsta, le căutați și le găsiți. A fost o sesiune plăcută. Eu nu m-am mai dat aici pentru că am filmat și am vorbit cu cei care lucrează la, nu știu, primăria sectorului 3. Nu mai lăsați gunoi în skate-ul. Cam asta a fost pentru vlogul de astăzi. Vin cu vlog nou în curând în care vă arăt unde trebuie să votați și ce trebuie să votați. Cosmin Dumitru, Sebi. Urmăriți-ne pe Instagram. Abonați-vă la vlog. Și să ne revedem cu bine. Să mă votați sau pe mine, pe Vlad, pe Luca. Votați-i pe toți dacă puteți. Și ne vedem cu vlog nou în curând. Pace!